Mis Cristian, să mergi cu părinte Burghesc, domnul cu el. De bine și așa. Până atunci, ce părere aveți despre piață? Vă place cum mergi în ultima perioadă? Nu prea. Nu prea, da? De ce? Ultima săptămână din locul joacă. E tare pasiv. Tare pasiv. Nu prea observ originalul, cum merge. Acum toți spunem așa, știți, când se așteptă o noutate, toți stau așa, știți, pregătiți, gata de mișcare, de lucru. Și a fost mișcarea de astăzi. Apropo, nu a fost nimic, ceva noutăți, chiar nu știu, poate ceva să apară câteva timp, dar fundamental, privind mișcarea piață care a fost, dacă ați observat-o, toți de dolarul sunt tărea foarte brusc, dar pe investing, pe Euronews, nu sunt nimic, adică ei trebuie astăzi undeva să aprobe stimulul cel de 1,39 trilioane dolari pentru implementarea în economie, dar nu a fost momentul dat, nu a fost, să spunem, cauza dată ca să provoace întărirea dolarului american. A să vedem ce a fost, care a fost cauza, să vedem pe parcurs. Ok, dar să începem cine să vie să deja să apropie. Eu aș pune această mișcare poate în contextul anumilor act la susținerea economică a Statelor Unite, poate o creați cu dispoziții. Tot timpul, din experiență, tot timpul când aștepți ceva, aștepți. Pare sentimentul ăsta e mai puternic când atunci când primești. Adică când e că vrei un telefon de generație nouă, vrei tare și parcă așa, îți spui, dar nu știu să-l primezi. E că gata, nu știu, nu-l cumpără. Gata, îți trebuie bani să cumpări telefon sau automobil și când cumpări automobil, automobil. Sau în perioada trec două săptămâni și, în general, nu mai sunt sentimente de bucurie. Și așa trăi de începător. La început, când deschide prima tranzacție, e că ești ceva prea atunci. Da? Când deschideți tranzacție, ce se întâmplă prin tranzacție? Așa niște emoții, o adrenalină, da? Care se arată prima tranzacție. E, da? Felicitări. Și cum vă simțit? Mă uitam doar acolo la... Minte descris. Eu mă înțeleg de mine când am început să schimb tranzacțiile, stăteam așa și mă uitam la calculatorul și pare că eu parcă manipulez cu prietenul și tot ce le-am găsit eu așa știți parcă niște, ce le-am găsit, Da. Sunt diferite momente și noi le bucurăm să vedem emoțiile, da? Trecem și eu când am trecut, event managerul care m-a pregătit pe mine, event, poate au avut o retrecere pentru mine, eu am mă sunt pe la luși și trebuie să trebuie de mine când vin și cu emoții, cu euforii, am închis în profit, am făcut un profit, am închis un minus, vom ce să fac, știi? E foarte interesant să urmărești emoțiile oamenilor. Tema de astăzi, noi știm riscurile, da? În mare parte, ce am vorbit de emoții, că în mare parte traderii, din cauza emoțiilor, au și riscuri, da, se formează riscul de piață, noi așa vorbim despre situația dată. Noi, ziua de zi cu zi, suntem expuși în riscurile. Da? Chiar și cum situația care e cum se întâmplă pe minți, da? Fac că scădem jos, da? Suntem expuși în riscurile. Sunt mulți factori care, de exemplu, indiferent. Dar eu vreau să ajung la concluzia că noi suntem într-o oarecare persoanele care ne putem gestiona riscurile noastre. Spre exemplu, luăm chiar, nu știu dacă cineva fumează, sub apenine, cineva fumează, da? El este expus riscului ca psihicanții să îmbolnăvească de o boală de plămâni? Da. Dar o persoană, de exemplu, care duce mult sănătos de viață, hrană, adică tot, se ocupă cu sport și mai departe. El tot este expus riscul de a se îmbolnăvi de o boală de plămâni, doar că un risc mai scăzut, corect? Adică nu avem posibilitatea să ne controlăm riscurile noastre. Și acum și în afaceri, spre exemplu, da? Există afaceri care să nu aibă riscul deloc. Eu dacă aș fi, eu aș investi acolo fără să mă gândesc, da? Avem afaceri care au riscuri mai mici, mai mari, din diferite situații, da? Și chiar săptămâna aceasta vorbeam despre agricultură. Este un domeniu unde este părerea că riscul este foarte mare, fiindcă de ce credeți în agricultură, riscul foarte mare. Nu poți controla. Da, nu putem controla riscurile, adică sunt niște calamități naturale care noi, da, acum poate sunt, este, spunem, modernizarea agriculturii, irigat și mai departe, de exemplu, anul acesta, mulți au suferit, da? Foarte puțini au fost pregătiți pentru așa o secetă. Foarte puțini, îi numărăm pe degete. Restul au avut suferit. Ok, în toate afaceri avem riscuri, care mai mari, care mai micuți. Tranzacționarea. Este un domeniu riscant sau nu? Este un domeniu riscant. Și este de adevărat, adică nu nimeni nu neagă faptul că este un domeniu riscant. Plusul, și de ce eu, în oarecare parte, am ajuns, am devenit trader, pentru că am analizat foarte bine riscurile date. De ce? Pentru că noi avem capacitatea, ca în viața de zi cu zi, să ne controlăm riscurile pe piață. Adică este una unică din afaceri, poate mai este un domeniu unde
tu poți singur să-ți asumi riscul tău. De 5%, de 20% și chiar de 100%, da? Sunt traderi care amatori de adrenalină tare, dar noi nu luptăm cu tot timpul, pentru că noi tot timpul vrem și luptăm cu asta că tranzacționarea să fie o afacere. Nu fie, să spun așa, un hobby, da, am auzit, un joc, au fost așa frază că eu mă joc, da, sau un joc de noroc. Asta este, nu este de lungă durată, în primul rând, și cred că asta este imaginea noastră. Și noi tot timpul spunem, tranzacționarea să fie de lungă durată, să fie un profit de lungă durată și bazat pe un plan. Acum, noi să începem ce înseamnă risc. Cineva poate înțelege într-un sens că e risc, altcineva în alt sens. Domnul Cornel, îți spui nou din esență ce înseamnă risc, ca să înțelegi ce spune la doctor. Duci la doctor, îți doare ceva, da? Spui că doare. Dumnezeu încearcă să vadă care este cauza durerii tale, ca să înțeleagă cum să te ajute. Și așa și noi, trebuie să înțelegi ce înseamnă risc, ca să dăm cursul să vă ajutăm pe dumneavoastră. O seară, da. Tuturor și în continuarea celor spuse de către domnul Cristian, colegul meu, eu aș menționa faptul că noi suntem mai expuși riscului când ieșim din regulile de tranzacționare. Cu care noi cu toți vin împreună, facem cunoștință la cursul de pregătire profesional. Deoarece cursul de pregătire profesional, indiferent de oficiu, de grupa unde dumneavoastră a studiat, este același. Regulile nu se schimbă. În acest context, eu aș spune ce pățește sau cărui risc este expus un șofer care încalcă regulile circulației. În primul rând, el pune viața cuiva în pericol, într-al doilea rând, el își pune viața proprie, dar în majoritatea cazurilor, adică fără mult dramatism, adică să discutăm, el este mai expus pentru amendare. Așa este, de către colaboratorii Poliției Rutiere sau din Inspectoratul Național de Patrulare, de exemplu. Așa și în domeniul nostru, anume de trading, noi trebuie să ne ținem de regulile de tranzacționare care noi le studiem și pe parcursul tranzacționărilor ne le creiem, poate într-o oarecare măsură, și proprii reguli. De asta este foarte important să înțelegem, asta și pe noi ne definește și ne diferențiază de alte tipuri de business. Unde de-al de Horeca, ca de exemplu, vă dați seama că de anul trecut, cum s-a pornit pandemia, acest tip de business, el în declin. În declin, dacă unii deja au falimentat, alții poate mai au o gură de aer din care se mai, adică, cu o speranță de viitor, dar această speranță nu știu când va fi și cum va fi. Indiferent de asta, adică toți sunt într-o permanentă mișcare, într-o permanentă dezvoltare. Eu la ce mă refer? Cum a spus și colegul domnul Cristian, adică restul categoriilor de business sunt mai expuse la riscuri care nu pot fi controlate de noi. Ca stat, ca în domeniul agriculturii, sunt calamitățile naturale, adică niște factori care noi nu le putem prevedea. Dar noi într-o oarecare măsură, în unele domenii, pot să fie, într-o oarecare măsură, să fie cumva, în cazul prevenirii, cumva poate fi minimalizat în oarecare pierdere. Dar totuși consider că făcând comparații între domeniul, anume domeniul de tranzacționare, nu ne permite de a ne controla riscurile și de a lua deciziile prompte. Că dacă merge vorba de altă categorie de business, adică acolo poate fi o decizie de o lungă durată, la noi este o decizie la un clip distanță. Vă dați seama despre ce vorbesc. Adică pasarea în stop loss sau, dar noi să discutăm în continuare despre asta. În contextul temei de astăzi, riscul este definit, din punct de vedere științific, este definit ca expunerea la posibilitatea de pierdere. Simplu, expunerea persoanei la o posibilitate de pierdere, ținând cont de domeniul.
dacă merge vorba de trading, noi știm care, adică, care sunt riscurile, ținând cont de alt domeniu, la fel, adică fiecare specialist din domeniu își cunoaște riscurile acestor. Ce ține de domeniul de tranzacționare, însă și riscul, este suma de fonduri pe care un comerciant, adică traderul, este dispus să le riște pentru a lua un profit. Așa și este. Adică în contextul acestei definiții, noi putem să ne să expunem diferite metode de control a riscului. Începând la elementară, plasarea stop-loss-ului. Da, și alte metode de control a riscului, dar nu mai vedem. Așa și este. Până când, da, asta e. Nu o să le simplu că așa să cunoaște imediat, doar să le spunem, să le numim. Că noi, la practică, dacă de toți aceia care sunt aici pe loc, au trecut etapa de practică, dar să începem așa, cu elementar. Care sunt metodele de control a riscului a unui trader? Dar cum noi putem să controlăm un risc tranzacțional? Stop loss, da, simplu, asta e ce mi-e simplu, stop loss. Așa. Stop loss-ul noi deja aici, iarăși, dumneavoastră cunoați cu siguranță cum se plasează stop loss-ul, corect? Noi deja stop loss-ul se plasează în dependență de ce? De cont, da? De contul dumneavoastră care îl dețineți. În cont real sau în cont demn. Așa. Acum, noi, traderul, da, spunem așa, în bază la scopul lui, el stabilește pierderea sau riscul pe piață sau stop loss-ul după scopul lui. În cazul nostru, noi, din istoria noastră, din statistica noastră, sunt trei tipuri de categorii de traderi, dar sunt traderi care măresc riscul peste 30%. Cine sunt traderi care măresc riscul peste 30%? Sau care este scopul lor? De regulă, scopul lor este persoanele care vor repede să-ți dubleze sau tripleze depozitul, să ajungă la un venit, la un cont mai mare. Și sunt persoane date și au și succes. Nu înseamnă că dacă persoanele măresc riscul peste 30%, nu au un succes. Sunt persoane care vor repede să-ți dubleze, tripleze depozitul. Sunt persoane care, a doua tip de trader, sunt persoane care vor să-și construiască un depozit, da, să ajungă de la un cont inițial, la un cont mai mare, spre exemplu, că tot timpul vorbim de VIP, da? Să ajungem la VIP. Și acum să vorbim și bine persoane să ajungă la VIP și este un moment foarte interesant aici, care trebuie să te tragi mai atenție. Și persoane care noi, la practică, vă învățăm pe dumneavoastră, un training sănătos, da, riscul până la 50%. La practică. Păstrarea până la 20. De la 5 până la 20. De la 5. Noi suntem, știți cum, fiecare manager spune în părerea sa, da? Noi de regulă tot timpul spunem până la 5% prima etapă de tranzacționare. De ce? Fiindcă este spus așa, un training sănătos, un training unit noastră, nu vă măriți riscurile, vă simțiți comod piață, liber și așa mai departe. Așa, acum, stop loss, una din modalitățile de a controla riscurile. Altul care este. Ce metode de a controla riscul dumneavoastră mai cunoașteți? Pe lângă stop loss. Noi la stop loss acum și astăzi ne mai întoarce, deci trebuie să ne discutăm despre stop loss, cum corect să plasăm, sunt multe momente, dar în bine numim care sunt metode de control pe care să ne mai discutăm. Cum îl schimbăm? În plus. Stop loss pozitiv. Stop loss pozitiv. Este una din modalitățile, eu aș spune, din cele mai bune, pentru că avem traderi care, și am, este un trader care l-am invitat, dar nu este în sală aici, el a spus ca să fie ei, dar asta vă cunoaște. Dumnealui, și am rugat mai neapărat să facă statementul, dumnealui, e pe cont real, și toate tranzacții, cum uitați în istorie, toți sunt roșii. Absolut toate sunt roșii, adică el strict sau bazat tranzacționarea pe stop loss pozitiv, ne-a tranzacționat pe termen lung, dar tot timpul plasați pe post pozitiv și emoțional, adică dumneavoastră spuneți, da, prima tranzacție se impune emoții foarte mari, corect? Dumnealui nu are emoții deloc. O trecut de bariera asta emoțională foarte ușor și evident, dacă traderul nu are emoții, să fie la trader așa, știți-o, ca la cerăpător, stângă emoțiile, cred că riscul ar fi aproape de zero. În mare parte, emoțiile sunt piață, emoțiile sunt traderi, sunt emoții și când sunt emoții, chiar și acum, situația care a fost acum pe piață, dolarul american și tanterii, da? Toate cotațiile în sus, în jos, sunt traderul sunat, ce să fac, să închid, să deschid. Care au deschis? Am trader care acum au sunat, au deschis chiar de jos de aici și prețul a ridicat în sus. Dar evident, deja dacă fie așa o mișcare, portativ poți fi eu corect pe care mai departe continuarea mișcării, dar emoțiile au prevalat care au închis în profit, care au fost creditul închis în minus. Adică emoțiile au depășit, să spunem, planul lor de tranzacționare. Stop loss pozitiv. Ce e cel mai greu la stop loss pozitiv?
să ajungă în profit, da? Să ajungă câteva cele 10-15 puncte, după care noi îți plasăm stop loss pozitiv. Dar și când ajunge, noi nu plasăm stop loss pozitiv. De ce noi nu plasăm stop loss pozitiv? Poți să gândești, schimbi ideea. Dar ce înseamnă stop loss pozitiv? De exemplu, dacă în stop loss simplu, persoana are două căi. Ori se închide în take profit, ori se închide în stop loss, da? În stop loss pozitiv, persoana ce se întâmplă? Are două, spune tot aceleași două căi, doar că am două pozitive. Ori într-un profit micuț, de câteva puncte, 5-10 puncte, ori ar să rupe take profitul nostru stabilit din start. Sunt de acord. Aici este mai mult o stop loss pozitiv. Chiar și eu personal mă lupt chestia asta, spun stop loss pozitiv. Parcă, știți, uneori îl pun, dar uneori trebuie să fim realiști. Uneori parcă vrei să-l pui, dar spui, ei, s-a întoarcă cam așa, se închide într-o minus de pus, mai bine lăsă ducă în sus, cum s-a întoarcă înapoi în jos. Adică sunt momente de piață când în teorie una, realitatea e alta, când noi tranzacționăm. Dar este mai mult, spunem, scopul de a face o deprindere, de a pune stop loss pozitiv, fiindcă este destul de efectiv, am observat în ultimul moment. Și noi să luptăm cu asta ca să punem mult în practică, să spune și careva strategii. Încă o metodă care mi este de a, spune așa, de a controla riscul. Tot ați învățat la practică cu siguranță, adică fără doar și poate, ați învățat. Trailing stop. Trailing stop. Cine folosește trailing stop? Nimeni nu folosește trailing stop. Nici o perioadă nu l-a folosit. Unde este bun trailing stop? Cum vezi în experiență? La cotații volatile. Noi, chiar și eu personal, noi am crescut, spune așa, pe dolarul, când la conducere a fost domnul Trump. Așa? A fost republicanii la putere. Au făcut cineva profituri, așa spunem, esențiale la noutăți? La NFP, spre exemplu, sau la PIB. Cam nu prea s-au primit să facem, așa spunem, mari profituri. Uitându-ne istorie, când au fost democrații la putere, când a fost domnul Obama, NFP-ul a format foarte multe puncte și alți indicatori economici. De exemplu, acum, când a fost canadian, a fost PIB-ul la canadian, a făcut 73 de puncte timp de 15 minute. Adică a înfrățat foarte mult, nu PIB-ul, dar rata de referință a canadian, a fost 0,25 și a rămas tot atât și a fost o influență foarte puternică. Este așa o teorie, când este Partidul Democratic la putere, noutăți sau analiza fundamentală o creează mai bine că analiza tehnică, adică la ce legat de noutăți, de indicatori economici. Și acum, trailing stop-ul, eu îl consider una din cele mai bune strategii de a controla riscul, anume la știri, la noutăți, la indicatori economici, la rata de referință. De exemplu, la dolarul american, ați fi rata de referință, da? E foarte bun de plasat, deci și care să vă îndemn să încercați strategia dată, să o folosiți pe parcurs la câteva, spunem așa, știri, de exemplu, care ați fi săptămâna aceasta și poate săptămâna viitoare, fiindcă noi nu știm cât meargă, dacă, la exemplu, la un cap umer, la figură de schimb, la figură de continuitate, la străbaterea unui nivel, da? Nu știm, că dacă străbate un nivel, merge până la următorul nivel, da? La figură, timp 70% să meargă din figura noastră. La un indicator economic, noi nu știm cât meargă. Noi nu știm cum ați fi la publice, da? Dar nu știm cât ați profit, care este potențialul profit ca să ajungă, pe unde spunem, take profit-ul nostru, da? Deci încercați să folosiți trailing stop-ul. Chiar și acum, persoanele care au deschis tranzacții, un trader care foarte bine lucrează cu trailing stop-ul, acum când s-a pune dolarul american, i s-a activat un sell stop și cu ajutorul trailing stop s-a oprit fix și s-a finisat mișcarea și dumneavoastră a întocmit un profit. Deci sunt trei modalități de a controla, spunem noi așa, riscul. Acum vom vorbi. Vom vorbi despre metode de gestionare. Vom include și aceste metode și vom vorbi despre strategii cum noi putem cu aceste metode și cu alte strategii de tranzacționare să le controlăm și să minimizăm, spunem așa, riscurile până aproape de zero. Încă un moment foarte interesant, când am format această temă de masterclass, un trader a venit la mine și m-a întrebat că noi masterclass-ul de care le formăm pentru dumneavoastră, le formăm ca să dăm informații sau să rezolvăm o problemă a dumneavoastră. Adică cineva dorește o strategie tranzacționare, cineva, tema de data trecută a fost psihologia vieții, da? Foarte greu traderii unii trec pe pragul acesta psihologie, emoțiile date pe piață. Și tot timpul încercăm să rezolvăm problema unui trader. Și întrebarea a fost în felul următor. Putem noi în tranzacționare să minimizăm riscul aproape de zero? Ia să cum credeți. Al putem. Nu, avem careva metode. Acum să mai discutăm de care câteva metode de gestiune a riscului. Adică dacă, chiar dacă am pus stop loss-ul sau am pus alte spune, strategii, pur domnul Cornel a să ne spui despre ele. Da, domnul Cornel? Eu, înainte de a discuta despre metodele date, adică eu aș accentua aici
Adică aș pune accentul anume și pe lângă stop-loss pozitiv, trailing stop-ul, ce nouă ne dă, ce posibilitate nouă ne dă. Să luăm cât mai mult potențial din mișcarea fie ascendentă sau descendentă după caz. Adică dacă merge vorba de ascendentă, noi fiind într-o tranzacție de buy, plasăm trailing stop-ul, el permanent urmărește prețul la o distanță la care, la acea distanță pe care noi o fixăm trailing stop-ul. La 5, 10, 15 puncte. Fiecare își alege propria, adică își ia propria decizie asupra plasării acestui trailing stop. Și în cazul când ajunge prețul în punctul maxim sau în punctul minim, în cazul ascendent, adică trailing stop-ul la distanță de 5 puncte de acest punct, în mod evident, dacă prețul își se urcă înapoi în urma ascensiunii, se urcă în sus, el se activează trailing stop și el și este, în cazul nostru, același stop loss, așa, să spunem, pozitiv. Eu aș încerca, fiindcă eu, ca dumneavoastră, sunt un trader care tot timpul să experimentez multe lucruri interesante. Eu, dacă știu sincer, nu prea am lucrat cu trailing stop. În ultima, spre spunem, în anul 2020. În ultima perioadă, decembrie, noiembrie, am început să testez trailing stop-ul și v-aș sfătui să încercați pe un cont, chiar demo, da? Dacă cine are cont real, să încercați pe un cont demo, cum el lucrează și cât e efectiv. Dacă îl puteți folosi ca orice instrument, într-o mână ghibace, poți face ceva foarte bun, da? să duc un rezultat foarte bun. Și așa și trailing stop-ul. Dacă să-l folosesc în niște momente potrivite, da? Trailing stop-ul nu merge tot locul, trailing stop-ul nu, este momentul și la puncte pe care noi le punem, trailing stop-ul tot cum așa înseamnă, dacă nu trebuie să fac în paranteze, da? Este, spunem așa, posibilitatea sau comandă proprie de a muta stop-loss-ul după prețul actual la distanța care noi o stabilim. 5 până la 50 puncte, dacă nu încerc să dea proiectul de valutare. Este și așa momentul în care trebuie să cunoaște cât puncte spunem pe trailing stop-ul dat, fiind ceva să spunem așa, vrei să-l pui micuț ca repede să închidă să-mi profită, iar în final faci o mișcare, faci un mic, așa spunem, o lunare, o umbră, se închide în stop-loss pozitiv și mergi mai departe în direcția noastră. Cineva îl pune mare și în final este o mișcare puternică, se întoarce înapoi și se închide în zero sau într-un profit micuț. Sunt momente diferite. Noi pe viitor, dacă ați fi nevoie sau ați rugăm managerii fiecare individual când să vă apropieți de mergerea asta, să vă ajute cu trailing stop-ul, dar ne vom vedea pe viitor. Și eu aș mai menționa aici încă o metodă de control a riscurilor sale. Ce părere dumneavoastră aveți despre volumul de tranzacțiuni? Este o metodă de control a riscurilor noastre? În mod evident, adică noi volumul îl adaptăm depozitului pe care noi dispunem. În mod evident, cu un depozit micuț, noi putem să facem intrare ca de exemplu de un lot, de două, de trei. Dar asta nouă ne mărește riscurile și noi depășim propriul risk money management, pe care cu toții noi îl cunoaștem, adică noi discutăm permanent, adică să-l păstrăm în permanență în zona noastră de confort, anume de 5%, să nu depășească. Asta și cifra de 5% ea trebuie să fie activă, anume pentru toate tranzacțiile cumulate împreună active pe piață. Adică dacă noi suntem cu o tranzacție și am fixat stop-loss-ul în zona de 5%, noi o păstrăm, înseamnă că activa aceasta. Cum intrăm cu a doua tranzacție și stabilind aceleași 5%, noi, în mod evident, noi o depășim. Deja la noi zona dată de a stabili de risk money management e depășit. Asta tot este un lucru foarte important, adică care poate unii traderi adică nu țin cont de asta. Într-a doilea, adică ca urmare, adică eu aș spune și controlul marjei. Controlul marjei. Însă și independență de cont și tranzacțiile active de pe piață, trebuie să țineți cont anume și de marja care dumneavoastră la aici ce e important? Eu am vrut să duc și exemplu, dar noi când la teorie, când ați scris la prima lecție de teorie, ce volum ați scris cont?
Și câți bani am costat? 10, 100 de milioane. 100 de mii. Toți am schis să facem eu, personal, tot 3 de mii, schidem cont cu 100 de mii. Da? Eu nu știu dacă este vreo trader care la sfârșitul, să spunem așa, la sfârșitul cursului, să ajungă cu contul de 100 de mii, indiferent cum îți schizi tranzacții, în zi. Este cineva? Nu. Dar noi am schis la practic tranzacții, de, încă e din contra, spun că se schide mai mulți, contrar pieții, să încercăm toate strategiile, când o să trecem cu contrarea, să facem greșelile date. Care este concluzia aici? Adică, și mai este un moment, noi tot timpul spunem traderilor ca scopurile, termen lung, să fie tot timpul la VIP. VIP, VIP, VIP toți, da? Noi tot timpul vorbim de VIP. De ce noi vorbim de VIP? Și vorbim că VIP este un cont profesional și noi ne simțim mai liberi, traderul suntem mai liberi, deja poate tranzacționa fără stop loss. Da? Este așa corect? Da. De ce credeți că VIP-ul vă permite așa posibilitate? Contul e mare. Contul e mare, da? Ok, contul e mare. Adică este foarte mică probabilitate de a ajunge, spunem așa, contul ăla la zero, da? Cum? Întrebarea este felul următor. Cum puteți dumneavoastră să faceți cu un cont mai mic sau gestionați exact ca contul ăsta de 100.000? Foarte. Este o metodă. Vreau să spuneți metoda dată. Dar eu aici, dacă tot domnul Cunemul a atins, spune așa, tema volumului, da? Este întrebarea. Eu am un cont, de exemplu, de 10.000, da? El este mai mic, dar este un cont tot, nu este un cont mic, este un cont mai micuț ca față de 100.000. Cum eu pot să transacționez tot atât de liber ca cu un cont cu 100.000? Cum? Schimbăm volum. Adică noi putem traca un volum, de exemplu, în cazul nostru, dacă luăm același raport, este volumul 0.1 pe piață. Da. Și exact în ce situație, noi ne simțim mai liberi pe piață, putem tranzacționa și fără stop loss. Dar noi ce vrem să facem? Noi vrem să facem acum un profit repede și acum și trebuie un lot și mai departe. Da? Aici, mai este un moment foarte interesant, fiindcă este așa posibilitate. Noi la practic tot timpul deschidem tranzacții cu un lot, corect? Deschidem cu un lot, deschidem toate perechile valutare, dar când trecem pe cont real, noi ce facem? Și este un moment în care eu mă lupt trader și putem presupun că nu-i corect să facem așa și aici ne mărim riscul, vrem sau nu vrem. Ce faci trader? Noi, de exemplu, la practică trecem. Trecem 7 cotații de bază, spus brand, vedea, e bot și mai departe. Hai să spunem așa, avem ca un trader, avem un cont de 10.000, avem 10 instrumente. Da? Facem analiza de 10 instrumente. Pe care instrumente noi intrăm? Câte noi sunt? Câte instrumente noi trebuie? Sincer, spate și toate. El își trebuie pe toate. Asta este concluzia. El își trebuie pe toate, dar traderii ce fac? De asta s-a făcut analiză, spre exemplu, da? Câte tranzacții ați dat? Una. Ce faci traderul? Faci analiza, de exemplu, are un cont de 10.000. Faci analiza pe 10 instrumente și îți schii tranzacții doar una. Care este probabilitatea că tranzacția să ducă în plus? 50 la 50. Adică, cât de bun trader n-a scris dumneavoastră, în cazul că deschizi doar o singură tranzacție, posibilitatea că tranzacția dumneavoastră îți ducă în profit sau în minus, să fie 50 la 50. De ce? Pentru că nu sunt trader care nu fac greșeli. Sau nu sunt trader care, de exemplu, chiar și spunem așa, guru, dumneavoastră, da? Dumneavoastră tot e stop loss. Noi tot luăm stop loss. Asta e ceva firesc la un stop loss, pentru că stop loss uneori eu am spus că mi-e bun și mi-e bun decât să mai trag așa pe o palmă în piață, să mi-e calci pe picioare pe pământ, să vezi, o, stai, eu nu fac așa cum trebuie, eu nu așa, nu chiar fac tot Dumnezeu mi-e merge, uneori mi-e bun. Dar noi ce facem? Că trader și mă rup tot timpul, trader mai sunt începători, fac analiză de 10 instrument, intră pe unul și acela duce stop loss. Ce se întâmplă atunci? Nu sunt un trader, am auzit o expresie acum de mult, nu nimeresc piața, da? Nu ghicesc piața, dar noi și ghicim piața să facem, adică facem momente clar. Dar, iarăși, cu un cont cu 10.000, de exemplu, 10 tranzacții, cu un lot, ce înseamnă asta? Deschideți cu un lot tranzacții de, de exemplu, dacă crește un lot 5%, echivalent cu 500 de dolari, la 10 tranzacții, cât trebuie să puneți stop loss aici? 5 puncte este să puteți. Da, 5 puncte. Adică nu-i firesc, spuneți, trebuie să puneți, dacă puneți la toate 500 de dolari și după, de exemplu, toate stop loss, primesc cât? 5.000 de dolari. 50% e riscul pe piață, da? De exemplu, nu puteți intra cu așa volum pe piață, 10 tranzacții de schimb de toate. Eu ce recomand, și asta este un moment care eu cred că e foarte important să-l înțelegeți, tot timpul, da, nu este tot timpul intrarea pe 10 cotați. Da? Tot timpul sunt cotații care știți, noi tot timpul intrăm cotații care nu ne pare că sunt mai buni. E ca, am făcut analiza pe euro, pe GBP, pe AZD, pe AUD.
Dar pe GDP, Tamas este și un stai căsătoare și Tamas a lovit un nivel de rezidență și strânul de crescător și îl trăuam pe GDP. Și acolo este o noutate și se duce stop-loss. Da? Chiar să luați să faci un experiment, fără analiză, fără nimic. Luați și scrieți 10 tranzacții, 10 instrumente, este de bază. Ele, în final, eu garantez că le aduc toate în stop-loss. Asta fii cel mereu trader și le deschizi la prima lecție de practic, nu deschide mai intuiți, așa? Duc toate stop-loss? Nu uităm pe piață și sau bai, mă își spune, Cristian spune, deschid tranzacții. Și noi deschidem tranzacții, da? Și în final, noi și situația noastră, noi rare ori suntem cu suntem pe minus. Noi deja suntem traderi experimentați, suntem traderi care avem o experiență. Ce recomand eu aici? Ales pentru traderi începători care se trec cu contul real, dumneavoastră, care se trec deja pe viitor, pe contul companiei sau contul dumneavoastră, nu contează. 10 tranzacții. Deschide tranzacții, îți spunem toate 10 tranzacții, dar cu ce volum aici? 0.1. Asta vă permite dumneavoastră ca riscul pe piață, dumneavoastră în cazul când tranzacționați cu 0.1, asta acum tranzacționa cu un lot cu cont de 100.000. Adică să vă simțiți atât de liber, tot așa de calm pe piață, emoțiile dispare, evident, și riscul se micșorează și fără stop loss. Fără stop loss. În cazul dat motivație, nu? De acord, motivație noi. Eu aici ce mai mult mă bazez și aveți dreptate de 100%, pentru că 0.1, în loc să eu, de exemplu, dacă pun de 50 puncte, eu $500, așa cu 0.1 eu $50. Da. Există o, aici e o așa bani. Da. În cazul când noi tranzacționăm cu așa volume mici, de 0.1, credeți-mă, pe mine nu trebuie pus accentul pe pe venit, pe profit. Deoarece, dumneavoastră, în cazul dat, nici n-ați observați că peste o lună, de zile, să aveți un profit, nu cred că mai rău decât tranzacționând, ca în cazul ăsta, intrând cu un lot, cu volumul, dar o singură dată. Pentru făcând analiza la 10 instrumente. Da, adică, dar și știm, eu ori cu 0, ce de câștigat dumneavoastră, ca trader? Credeți-mă, experiența. Aici aveți o întrare. Da, stați puțin. În asta și constă. Că noi, ca trader, noi trăim toate etapele astea. Da, de la început noi avem optimism, facem intrarea, corect, așa este. Eu chiar evoluție, eu aș da, adică aș menționa niște caracteristici. E după, în limba noastră, sună după râs, vine plâns, știți? 100%. Știți că, care sunt etapele unui trader în timpul tranzacționării? Prima, este optimismul. Se duce piața în sus, adică la noi emoțiile, dar emoții pozitive, în mod evident, că noi suntem, adică am făcut analiza corect, am făcut prognoza corect, am stabilit momentul de intrare corect, ca ulterior să apară o agitație. Deoarece ce? Ba prețul s-a atins de un nivel oricare, ba prețul s-a ajuns la nivelul de rezistență a trendului nostru, dar toți îi cunoaștem. Când ajunge la o barieră de asta, dar barierele este ce sunt? Tot sunt emoțiile noastre. Asta sunt barierele psihologice care trebuie să le treacă prețul. Astfel, iată tot toate etapele este și creează nouă aceste impedimente. Iată, trendul, linia, nivelul orizontal și altele. După asta, ajungând la punctul maxim, atingând profitul, noi ce simțim? Euforie. Așa este? Și dați mai dau baia, nu? Că am luat un profit. Ideea că euforia, dacă noi o percepem nu corect, adică din punct de vedere a trading-ului, această euforie, ea pe noi poate să ne ducă și adică, la ceva negativ. Deoarece euforie nu îmi dă sentimentul că noi deja suntem experimentați, noi tot știm și suntem nemuritori. Ca de exemplu. Și în cazul dat, adică la noi, având încă sentimentul de euforie, noi facem următoarele întrebări, poate într-o oarecare măsură nechipzuit.
nu ne bazându-ne pe o analiză, pe o prognoză sau preîncrezut în sine, adică nu mi iertă sentimentul. Dat este un sentiment care nu îmi dă o încredere exagerată în sine. Adică asta și este important ca noi să ne controlăm. Deoarece riscurile, noi trebuie să le privim pe lângă toate cele enunțate, anume prin emoțiile noastre. Deoarece cât noi suntem mai emotivi, la noi cu atât și riscul este mai mare. Cât mai bine noi ne putem controla, să ne păstrăm calmul, sau cu alte cuvinte, să fim cu sânge rece, da? Adică, în mod evident, noi atunci și deciziile corecte le luăm și avem succesul. Dar deciziile corecte pe noi ne duc la ce? La atingerea de profit și permanent să ne aflăm în zona de euforie. Da. Avem și cazuri, da, cum domnul Cristian. Și cum am spus, în cazul da, credeți-vă pe mine, dumneavoastră tranzacționând o lună cu 0-1. Eu mai mult ca atât aș spune că chiar și domnul Eugen, la doilea cont a dumnealui, adică el a tranzacționat cu așa o lună, până la 10 sau, nu, mi se pare la 20. Da, asta este. În momentul dreptate aveți 100%. Noi trebuie să lucrăm sau activăm ca trebuie deci, bani. Dacă să spui mie cineva că din tranzacționare eu să fac pe lună $500 și, de exemplu, să am niște emoții sau până la $500, n-ar fi un domeniu atât de interesant. Da? Nu sunt rare traderi care vin pentru, de exemplu, eu personal și acum sunt emoțiile astea pe plăcere de schimb tranzacții. Dacă nu schimb tranzacții, parcă n-am mâncat ceva să zic, că ceva nu ne ajunge. Adică, avem dreptate 100%, noi trebuie tranzacționăm pentru un profit oricare, pentru bani. Să facem și de cât mai mult, cu atât sentimentul și motivația de a lucra mai mare și interesul este mai mare. Metoda dată vă gândiți în primul rând. Dacă luăm metoda asta obișnuită, este o metodă, spun așa, este așa o noțiune ca prasatcă, da? El îi permite nouă să fim liberi pe piață. Adică noi stăm piață fără emoții, fără mare, spunem, stres și mai departe. Dar asta nu permite, spune, într-o oarecare măsură, dacă este abordată incorrect, nu aduce profituri mari. Într-adevăr, nu aduce. Da? Că în final, dacă avem 10 tranzacții cu 0-1, în final este un lot. Un lot de piață. Evident, nu toate se închid în profit, evident că și profitul variază între 200, 200, $300 pe lună și mai departe. Noi am elaborat mai multe strategii, cum putem combina această strategie, acest element cu o strategie ca să fie un venit bun. Noi, cu câteva săptămâni în urmă, s-au format o grupă de intensive, lecții intensive, unui trader, deja un rezultat destul de bun, anume folosind 0-1. Noi ce am făcut? Scopul nostru acestui strategie a fost ca noi să înlăturăm emoțiile și traderul să aibă același rezultat. Și noi am putut, într-o oarecare măsură, să facem lucrul dat, adică traderul tranzacționăm cu 0-1, dar având mai multe tranzacții, el a înlăturat emoțiile, stă liniștit pe piață, adică el nu face analiza, cine poate să facă analiza, să între tranzacții, în 10 tranzacții, să închide calculatorul, să caute fără probleme de activitatea, altă activitate. Poate cineva, cine prea? Poate așa faci. Stă înschită. Eu și-am nu pot. Eu personal acum, deja am pus în practic etapa dat și acum eu vă spun sincer că ajung la etapă, pot să închid calculatorul, cu, spun așa, cu depozit mai mic, să închid calculatorul și să mă duc să caut de alte activități. Când înainte eu la fiecare jumătate de oră, de pe oră în telefonul, calculatorul s-ar deschid să mă duc, nu s-o întâmplă acela, mă sub sau sub, să retrăiesc, emot și mai departe. Adică să așa strategii date, este combinat, asta este prima etapă, unde noi tranzacționăm cu un volum mai mic, deja noi avem nevoie ca deschidem mai multe tranzacții, să înlăturăm emoții. Dacă eu am spus, dacă la stil trebuie să aibă așa un drăbător să închide emoții, noi ne simțim mult mai confortabil în piață și nu am face greșeli. Noi, în mare parte, 70% greșeli se fac din cauza emoțiilor. Acum, chiar o spus de domnul Eugen. Domnul Eugen are o strategie foarte bună, care este tot pentru minimizarea riscului sau controlul riscului. Noi am mai vorbit la masterclass și am mai fost cu domnul Anatol. Noi de regulă ce facem? Toate astea este și folosit și în, iarăși, în fondul diversificare, în afaceri. Dar mulți oameni de afaceri diversific sursele lor de venit. Da? Adică au o sursă mai stabilă, una care ceva mai riscant, dar cu profit mai mare și mai departe. Evident, domnul Eugen a implementat și el câteva strategii și este destul de bună și recomandabilă pentru toți traderii. Dumnealui are contul la. Nu contează suma aici. De ce nu contează suma? Contează ca esență, cum a lucrat. Este contul la care el
după acele trei categorii de trader, da? Este care au venit stabil riscul până la 5% și cei mai riscanti este care depășesc riscul 30%, da? Luăm primul cont, contul A, care este, spunem așa, 5%, care a spus noi cu strategia cu 0.1, cu tranzacții, care noi o să ne discutăm acolo, el tot timpul crește, da? Are o tendință crescătoare. E pe termen lung, da, veniturile ce nu cresc așa mari și repede, adică este o sursă de venit pe termen lung. Și dumneavoastră eu deschis contul B, da? Care tot, probabil, îl deschis la același depozit, dar aici s-o permit să meargă așa. Cu ajutorul acestei strategii, iarăși acest situație se întâmplă. Se înlatură emoții, pentru că tu ai, spune așa, un aer băt. Da? În caz dacă tu, pentru că ești cu un risc mărit pe și ai un risc de a, spune așa, de a ajunge la zero, dar cunoști că depozitul ar, tot timpul tu ai siguranță. Da? Adică tu mai jos de depozitul nu ar, nu să ajungi. Ce este bun? Primul vă spune, vă dau siguranță. Tot timpul, când ești asigurat, de ce asigurăm noi mașinile, da? Pentru că noi în caz de ceva, ajungem la asigurare, da? Noi, în capul meu, undeva ne simțim mai bine, de exemplu, la mijloc, tot mașina fără asigurare. Eu două zile mi-aș mașina fără asigurare, tot parcă, așa mă ferim de test, cumva, nu știu, am ferit să întâmple ceva, sau fără pașaport tehnic, da? Adică, inconștient, noi ne simțim mai bine când avem două spre depozit. Este o strategie care, pe viitor, cineva poate să o utilizeze, să vadă cât este deficient. Acum, este banca strategie dată, cum lucrează, da? Mergem mai departe, domnul, dumneavoastră a spus de lacă. Domnul Cornel aș vrea să spun câteva cuvinte despre lacă. Toți se cunoaștem, da? Despre strategiile de tranzacționare pe lacă. Adică asta la fel este o metodă de a ne controla riscurile pe piață. Ea este în mare parte folosită de către traderii care nu folosesc stop loss-ul. Adică într-o tranzacție nu plasează stop loss-ul. Care este metoda de a tranzacționa în, să ne amintim cu toții, adică acest lucru noi cu toții îl studiem la cursul practic. Ca de exemplu, avem aici tranzacția de bani. În mod evident, avem întoarcere pieței, adică noi am scăpat momentul dat, adică să închidem tranzacția de bani. Ce face piața? Ca de exemplu, asta poate să întâmple, eu cred că fiecare din noi am trecut, pe ultimul impuls a unui trend. Așa este. Adică când intrăm într-o tranzacție de bani, dar el, asta s-a adeverit a fi ultimul impuls și își schimbă tendința, străbați nivelul de suport al unui trend crescător și asta ne dă un semnal că s-ar schimba o tendință din crescătoare în descrescătoare. În cazul dat, adică ce avem? N-avem plasat stop loss, n-avem sau chiar dacă persoana are plasat stop loss, dar ea nu este de acord să nu primește această pierdere. În cazul dat, el ce face? El aici deschide tranzacția de sell. Și iată anume, distanța dată, stimați trader, și este distanța lactă. Iată, indiferent în care parte s-ar deplasa piața, prețul. La noi permanent, pierderea noastră, potențial că pierdere noi o discutăm atunci când noi închidem deja, noi o acceptăm. Dar în cazul dat, ca de exemplu, distanța dată constituie 50 de puncte. Da? Iată, indiferent să știți în care parte nu s-ar duce piața, fie în jos sau să-și revii în partea ascendentă, la noi permanentă să fie, adică distanța dată de potențialul pierderii, de potențiala pierderii de 50 de puncte. Anume, această metodă de tranzacționare și de control a riscurilor, ea este destinată pentru persoanele care nu acceptă pierderea. Lactul e reșat. Prea zi, nu ați putut să-l faci fără doar și poate. Acum, la ce e bun lactul? De exemplu, luăm un cont de 310.000 de dolari. Așa. Dacă ar transformăm un punct, cât este egal? 1.000 de puncte. 1.000 de puncte. Ce se întâmplă aici? De exemplu, am deschis o tranzacție de bani. De ce? Bani.
am deschis baie, prietenul nostru a plecat în jos. Noi stop loss-ul, de exemplu, l-am pus la 50 de puncte, stop loss, 50 de puncte, undeva aici. Nu, de exemplu, stați să știți. De exemplu, stop loss-ul este aici. Noi, nu, cum a spus domnul Ponel, nu vrem să acceptăm situația dată ca noi să închidem un stop loss, da? De ce nu vrem să închidem stop loss? Eu personal nu vreau, da? Ce putem face noi? Ori, incorrect, cum s-ar spune, ce fac trader de obicei. Tot modific stop loss, acum când am gata, se termină, nu mai este carte, mai jos, da? Cea mai bună soluție este de a pune ori ordine amânată, trebuie punem, da, pentru că nu tot timpul trebuie la de oricum, dacă se bate nivelul, se deschide în cazul nostru recesă, da? Să. Ce îi permite nouă chestia asta? În cazul nostru, dacă piața duce 1000 de puncte în jos, tot 1000 de puncte în jos. 1000 de puncte. Noi ajungem în zero. Corect? S-a dus 1000, da. Ce se întâmplă dacă noi intrăm în lac? Piața duce mai departe în jos. Diferența aceasta, cum am spus, este stop loss. Dar am luat stop loss și am pus buy stop. Și el s-a activat buy stop. Sell stop, da. Sell stop. Pus și el s-a activat sell. 50 de puncte diferență. Ce se întâmplă aici? Eu mă ales prasat, că se numește, sau rulajul română. Nu, poate prasat că nu e corect rulajul română. Eu am căutat careva definiții, corect cum se duce, nu am găsit în final cum se duce prasatca. Dar ce permite asta? Eu, în final, piața pot să ducă și 2000 de puncte. Că eu, având diferență doar 50 de puncte, eu tot timpul, adică eu, în final, mi-am mărit depozitul meu la, cum așa, nelimitat. Cât nu ți-a duce la jos, da? Eu deja sunt în lampă. Deci să-l dați adaugă, cel îmi permite eu să fiu deja activ piață, nu, să, nu doar 1000 de puncte, dar 10.000 de puncte și așa mai departe. În regulă, cotații de cel mai mari mișcări, undeva de 8.000 de puncte, eu o știu dacă luăm din punctul maxim până în punctul minim. Da? 8.000 de puncte. Cu ajutorul altul, noi nimărim aceste 1000 de puncte, noi deja avem posibilitatea să lucrăm ilimitat piață. Nu la actul, pentru că noi nu avem sfoc, da? Noi putem să stăm în lac, ce-o stată în actul acela? Eu pe demo tot timpul traderii pun să-l lacă, dați să-l lacă. De ce de unii traderi, unii manageri sau unii traderi care spun că lacătul nu este cea mai bună, una de cele mai bune, spunem așa, strategii de tranzacționare. Eu sunt de părerea că lacătul, iarăși, folosit într-o mână vivace, într-o mână bună și evident cu sportul nostru, uneori aduce niște rezultate mult mai mari ca un simplu tranzacționar. Deja cum ieșim de lacăt, din asta tot iarăși cunoaște. Dar ce permite lacătul? Putem să-l strim ca o strategie de gestionare a riscului, el îmi permite că contul nostru să-l facem cât elastic într-o oarecare măsură de experiment aforic. De ce? Pentru că noi nimărim prasatele, adică noi punctizate deja nimărim la 1000, 2000 și mai departe. Este clar? Eu nu știu cum să ies de lată. Nu știți cum să-l atreșesc de lată. Două ore aici. Aici iarăși sunt moment, este momentul de răbdare, pentru că am și-o câțiva trebuie care s-află lacte, și eu cum am câțiva lacte, adică asta nu este secret și asta, toți traderi trebuie în etapa asta, cum a spus domnul Cornel, nu vreți să închidem minus, spune, închidem lacte, da? Este o metodă, iarăși, noi să metoda care am vorbit noi acum cu 0-1, tot includ și lactul, metoda care noi am spus că în viitoare, dacă ceva să avem un grup în direcții intensive, cum se ies corect din lacte? Deci trebuie răbdare. De regulă, cum fac traderii, greșeala care fac traderii, prețul duce în jos, spărește în sus, închidem sell-ul în profit, s-a închis sell-ul în profit de acolo $300 sau $400, s-a dus în balans, da? Prețul crește un pic, pe care duci mai departe. El îți pare, evident că aici pune ce pune aici. Sell stop, stop, și iar se activează. Și tot mărește lacul, se mărește, evident să iei din punctul dat, deodată ce ieși de lacul deja, ies că se mărește lacul, deja nu avem mai puține puncte în gestiune. Cum corecția este de lacul? Este foarte interesant și iar și eu să spun câteva cuvinte, noi dacă fi nevoie să organizăm un masterclass, avem bai. Bai, da? Eu s-a dus în jos. Noi ce-am scris sau? Am intrat în lacă. De regulă, iarăși, moment care duce la pozitivul, tranzacționăm cu volum mai mic, la orice posibilitate, iarăși, fiecare trebuie la strategia lui. Noi, de exemplu, eu personal, traderii duc după strategii, ceva, transfer după strategia lui și mai departe. La fi aici, când avem posibilitate, dacă am identificat, am găsit trendul și trendul deschizător, la fiecare dispune posibilitate, după orice indicator, în stocați, cum și mai departe, deschide tranzacția lui. Poate cu un volum chiar și mai mic, da? Dacă luăm cazul nostru, fie chiar cu un lot, un și un, un lot. Deschidem cu 0,2 aici. Aici iar putem, iar deschidem cu 0,2. Spunem 3 impulsuri, 0,2. După care, aici nouă, mi s-a format, spre exemplu, o figură. Dar nu știu, figurile nu toate lucrează și poate, poate schimbi mai departe, că situația e diferită. Așa.
ce facem noi aici? Noi de regulă standard cum învățăm trade? De exemplu, dacă a fost răbătare figură, ce faci? Închidem solul ăsta mare. Și smerește la actul cu. Dar cine garantează că nu vreau să facă așa un impuls pe care, mai ales în ultima perioadă, cu un dolar instabil, au fost figuri care nu mers, dar să prins figurile date și tot să ne-am indignat un pic. Ce se întâmplă după strategie dată? Este o strategie tot simplă în care e pus în practică, lucrează foarte bine. Ce facem noi când ne-am străbatere dată? Noi, sălul dat nu-l atingem. Îi lăsăm așa și închidem tranzacțiile date. Chiar și cu volumul mic, e dependență care este marja liberă a contului, fiindcă iarăși fiecare situație este diferită. După care, aici, la fiecare posibilitate, deja și folosim, domnul Păneanu, așa să spune mult despre lactul pozitiv deja. Noi deja aici deschidem tranzacții de bani. Și iarăși puteți să numim și metoda medie. Și tot cu volum mic, iar nu ne grăbim la volum mare, cu 0,2-0,3. Ca în final să ieșim din lactul. Asta este una dintre cele mai, spunem, simple și așa spunem, eficiente metode care eu le folosesc de ieșire din lactul. Nu văd eficient chestia asta când traderul a văzut simplu o figură sau ceva o confirmare și de un chis să-l dat. Și la se mărește aici, da? Și dacă ești întoarce înapoi, el este nevoie să poți un sell stop, sell stop. Și se mărește foarte mare la actul nostru. Până ieși de trebuie să te larica, da? Și ce se întâmplă aici? Situația este diferită, iarăși, fiecare poți spune din experiența proprie. Să ducem sell, după care nu închidem sell în profit, când e nu cumva să meargă mai jos, după care îți pornește sub. Și of, am prins sălul, este cumva de jos, de jos, de jos, da? Și iarăși nu chinuim. Deci tot timpul trebuie cam de pus, ce oră, ce oră pe etape, de folosit metoda adăugării, metoda medierii, care domnul Apușoara, domnul Ponela să ne spune despre ea, și lactul pozitiv. Este una de, dacă vreți să stați lactul și să vă întăriți, vă căliți emoțional, încercați lactul pozitiv. Ia să încercați dacă să aveți răbdare, să țineți o tranzacție, ați încercat la lactul pozitiv. Ha? Eu personal, din, nu ne-am venit de favor să cer lactul, să meargă sau am răbdarea asta să țin lactul pozitiv. Din 5-a zi, 6-a oară, am aprins cum să lucrează cu lactul pozitiv. Și este una dintre cele mai bune metode. Domnul Cunea, dacă da. Și aș mai adăuga aici, stimați trader, ce ne permite nouă lactul? Nouă lactul ne permite să, în primul rând, să oprim pierderea, corect, să nu, să nu, fie, să nu se mărească. Și să ne păstrăm, să fim activi în continuare pe piață. Deoarece lactul, cum am spus, din momentul dat, gata, deja el este deschis. Și ce este favorabil pentru noi, ca traderi care ne folosim de servicii de brokerul nostru pe Liron, că anume, la deschiderea lactului, marja nu se ia. Da, este un avantaj. Asta este un avantaj enorm. Și ținând cont de faptul că swap-ul e zero la brokerul nostru, vă dați seama că noi putem să stăm la lacăt și luni întregi, fără să ne gândim că noi suntem taxați cu careva comisioane pentru acest tranzacție. Este de lungă durată. Asta este foarte important. Asta este o latură negativă, de exemplu, persoane care vor să facă extragere regulată, lunară, nu poate să închește lacăt, de exemplu. Evident, dacă lacătul este mai mic ca minusul care de la cât este mic, micuț, adică balanțul din profit de penal, evident puteți face extragere din profit, sau dacă este diferit moment, dacă aveți parteneriat, evident nu puteți face moment diferit care ați cu manager discutat, dar este un minus care, într-adevăr, și eu personal și traderii noștri, au vor să facă extrageri, dau la cât ăsta, și of, doamne, unul, două, dar nu pot ieși de la cât, da? Dar ce se face? Asta este situația. Eu personal, în la cât, iarăși, profiturile care am făcut cu sunt mult mai mari decât profiturile făcute de așa tranzacții de cu zi. E în doar care mai măsură, pentru că e pe termen lung, vă dați seama când mă închid ceva tranzacție, ești obligat să ții tranzacție. Că la te obligă într-o oarecare măsură să ții tranzacție activ. De exemplu, dacă o vezi în profit, dar nu poți să o închizi, dacă închizi, îți mărește lactul și ești obligat, te ține și te spune, de ce își spun și unii parteneriate, dar la companie noastră, double hit-ul, da? Mulți spun, dar așa să nu poți să fac extragere. Dar asta e bun, eu am văzut că tot timpul văd partea plină a paharului. Când noi te împune cineva și nu-ți permit să faci extragere, tu îți construiești, da? Tu crești ca depozit, evident că ai posibilitatea să faci o afacere mai mare. Și așa la tu. Te menține, te obține, te oprește de să închizi tranzacția într-un profit. Când noi de regulă toți vedem un profit, parcă știți cum dă să-l închid acum și să-i rămân profit odată. Platul te poate te oprește de a închide tranzacția și pe un termen lung e un profit destul de mare, destul de bun. Da, adică lactul pe noi ne păstrează activ pe, în timpul tranzacției, adică cât suntem pe piață,
și ne dă nouă posibilitate să minimalizăm riscurile noastre. Asta sunt, dar el se recomandă anume pentru persoanele care lucrează fără stop loss. Adică persoanele care totuși au tendința dată. Dar odată și odată, credeți-mă pe mine, toți ajungem la o etapă când noi, ca traderi, noi începem mai minimizăm acest stop loss. Dar și stop loss-ul ca, însăși, ca un instrument de control a riscurilor, el se recomandă pentru noi ca la o primă etapă. Tot pentru siguranța noastră, ca noi să ne simțim cât mai confortabil într-o zonă mai de confort a noastră. Dar să spun la tu, la sărăci, ca când cum este trendul. Sărăci trendul să duci în nu, noi trebuie să arătăm. Noi trebuie să identificăm trendul. De acord, dar așa spunem după la tu, eu înțeleg așa o sistemă, că el arată trendul. Dacă el la noi, dacă suprimit la tu și nu ne ducem în sân, spune da, că... Da, trendul descrescătorul și iarăși sunt instrumente care ne arată nouă. Noi, de exemplu, am implantat strategii care ne arată cât a durează trendul descrescător, după care dar este momentul cheie, nu știu dacă l-ați înțeles sau nu. În LACAT, cel mai rău cad, nu, dacă LACAT e buy, sell, sell not, LACAT-ul trebuie deschis aproape, că deja îți mesajă primii... Adică când am văzut mișcarea dată, da, aici nu închidem aici sell-ul, nu ne credem să închidem sell-ul, îl lăsăm, dar folosim metoda mediere, buy. Bai, bai. Și să-l închidem aproape, spunem, când deja, într-adevăr, să avem câteva puncte, dar avem o rezervă de venituri, zice din sell-uri, zice din buy-uri. Și să-l închidem în ultima etapă, să-l da. Direct noi, eu personal așa am făcut. Închidem sell-ul, aici se închide alt sell stop. Iar aici închidem sell-ul când el crește, îl închidem, zice, îl închidem în minus, profit. Iar sell stop, sell stop, sell stop. Să facem un lacăt mare și când etapa asta scăpăm. Cum? Nu tot timpul, dar am fost 3 ori în lacăt, pe o cotație, de 3 ori am scăpat momentul de ieșire din lacăt. Din cauza chestia asta. Tot, aici intram iar înapoi în lacăt, pici, da? Și scăpam momentul ăsta de ieșire, că mă temem, adică deja apare eu emoțiile, frica pe piață, zic că ei, cât să ne facă jos. Și nici deja spune trendul crescător. De exemplu, dacă faci un buy, da. Apoi un buy, noi plăsăm stop loss sau intrăm în lacăt? Eu recomand stop loss de plasat, de ce? Fiindcă dacă toași înapoi, să nu trebuie să mărim volumul la lacăt. Adică tranzacțiile astea, iar depinde de cont. De exemplu, aici a fost un impuls, corecția și iar impuls. Noi deja suntem sau. Eu tot timpul recomand nu cu volum mare. 0,2, 0,1, 0,3. Dependență de cont. 0,3, de exemplu, da? Eu aș plasa stop loss aici. Dar la cât o cer cu 0,1, da? Nu, ăsta e cu un lot, prispune. El e cu un lot. Ba, e un lot sau un lot. Noi mai departe, metoda adăugării o folosim cu 0,2, sau 0,5, jumate de loc. Eu așa o personal și destul de efectiv. Și deja eu merg după fiecare posibilitate, mai deschid un sell. Deja știm care sunt figurile care schimbă tendința sau așa mai departe, sau o să lovești de nivel și să faci înapoi în sus. Nu, mai bine o să nu scot un sell, am idee, de exemplu, 0,3 ne-am deschis. Și la 0,3 plasăm stop loss. Te-ai profit, nu plasăm. Să nu faci încă un lacăt și încă un lacăt. Da, aici plasăm stop loss, obligatoriu. Cum trebuie să faci încă? Aici plasăm stop loss, deci aveți dreptate, se mărește volumul la lacăt. Adică îți primesc mai multe lacăte și e greu de lucrat. Deci eu recomand cu volum mai mic, vă să-ți șochi pe piață și cu stop loss. Stop loss-ul timpul după maxim. Și zice, ușor și ușor, până ajungi, de exemplu, schimbă. Când schimbi tendința, sărul ăsta nici nu-l atingi, așa lăsați, chiar dacă e într-un profit mare și of, e profit mare, dar ți-am închis abonări din buzunar, da? Eu atunci închid nițelurile date. 2, 3, 4, cât sunt ele. Toate ți-l închid, când văd când adevăr este pornirea unui trend. Și de aici deja, dacă este întrebarea și văd după un indicator, după o strategie, mai departe transacții temporare, eu aici la fiecare posibilitate îți schimb bani. Tot așa cu volum mic și iar tot cu stop loss. Stop loss. Și stărul ăsta am închid în ultima etapă. Atunci când aproximativ văd, iar și-l închid în profit, am închid în minus, când văd deja, eu în caz dacă el, de exemplu, eu dacă ajung, de exemplu, dați facem așa cum e, compact, ajunge, de exemplu, aproape de stărul și eu îl închid, el închid în profit, de exemplu, 1000 dolari, da? Îl închid într-o mie și le faci 8 să-l faci în jos. Ei, eu pot să închid deja tot și bai și tot ies de tot că am profit pe toate. Sau iar pot să întâmplă parte din lacă. Este momentul, da? Da, da. E foarte bun, iar și trebuie să obligă practic și să vezi cât este de util. Pur și simplu, eu întotdeauna am intrat în lacăt și pe urmă am deschis, tot așa, cu așa? Greșeală care eu am făcut, am deschis, am mărit.
Toți facem asta. Eu personal tot prin așa. Și în plus-minus. Exact, situația a trecut și eu, exact. Noi toți traderi ne bucurăm de profitul ăsta mare, îl închidem, da? Dar nu care este probabilitatea, pentru că piața niciodată nu este 100% că îl duc în direcția care eu, dacă sunt chiar și o figură de continuitate, da? Sunt careva momente care noi trebuie să tragem atenție la el. Deci eu, timp, țelul ăsta sau, de exemplu, că e săr sau e invers la nu are importanță, un profit asta eu nu mă ating, eu mă ating la urmă trează. Da? Eu personal tot așa vede, tot măriem la tot așa, tot, dar el nu e contul, nu e idealizare, da? El asta. De ce este metodă bună, care e viitor, dacă ceva să puteți folosi, e destul de eficient? Și cum a menționat colegul meu, domnul Cristian, eu aș recomanda de, în cazul când noi vedem așa, astfel de situații, sau invers, adică situația oglindă pentru tranzacții de intrare în lacăt, tranzacții de bani. Adică noi să le închidem pe este treptat. Adică, da, și așa se poate. În mod evident. Adică nu le închidem pe toate, deoarece noi aici suntem pe profit. Pentru noi, aceste seluri, ele sunt mai mult anume accentul ca să fim noi activi pe piață și să luăm careva profitul. Adică pe lângă asta. Că lactul la noi e activ de bază. Aici la noi e accentul de trebuie să ne accentuăm să fim foarte atenți ca iacte anume momentele este, noi să nu le scăpăm pentru a ieși din lacăt. Aceste tranzacții, în mare parte, sunt pentru aceia ca noi să fim activi pe piață, să luăm careva profituri de pe ele. În mod evident, cum a spus domnul Cristian, adică când ajungem aici și avem astfel de profit de pe sell, da, sau în cumul le avem de pe sell, care le-am utilizat metoda adăugării, în mod evident, asta este la fel o metodă de a ne controla riscul. Metoda adăugării. Iată aici este astfel de metodă. Eu, recomandarea mea, anume când noi să închidem aceste sell-uri treptat. Adică cât să, într-o oarecare măsură, poate să ajunge la nivelul, adică chiar și la nivelul 0. Aici da, ce aici strămești? Este situație, de exemplu, eu am încercat, cred eu, cum corect să învață, de exemplu, știți, cum până te frigi, te înveți, da? Eu personal tot timpul să adept, trebuie încercat pe cont real, pe multe experiențe. Uneori ele sunt negative, uneori te doare tare, dar uneori te înveți și multe, trebuie să le treci pe lecțiuni alt fel, da? Ce se întâmplă aici? Eu am format lacte, dramă lacte indigenat, lacte mai mici, adică nu atât de mari. Dacă prindem așa, o spunem, o tendință de zi invers, de exemplu, am dat baia și te aduci în cel și tendința urmează, tendința mai de lungă durată, în final, au fost cazuri că sălurile date au recompensat diferența asta. Adică așa, în final, au fost posibilitatea să închid toate în zero sau într-un profit din fond. Adică este așa posibilitate. Dar dacă nu folosim metoda dată, în final trebuie să aștept sălul să ajungă jos, după care să folosesc metoda BDR, să ajung la baie și așa mai departe. Lactul poate suna iarăși în diferite modalități, din după cont, după posibilități și mai departe. Poate să facem chiar și dacă este nevoie și o masterclass cu tema lactului, e acolo în formular puteți scrie dacă iar și o problemă. Pentru noi, în bază la ce se încontrează asta formular, noi facem tema la masterclass. Acum, altă temă, altă metodă, cum care mai este? Dacă asta este lactul negativ, este și lactul pozitiv. Lactul pozitiv. Lactul pozitiv, el dumneavoastră, eu îl cunoaște, cred că e ceva care nu cunoaște lactul pozitiv, cum lucrează. Acum și dumneavoastră. Acum și face. De exemplu, el lucrează foarte bine, v-a spus că eu am încercat de câteva ori și ca ai răbdare, noi nu avem curta, și poate ceva are nimic. Luăm trendul crescător. Ce se întâmplă la lactul nostru? Și este o posibilitate enormă de a face un profit, adică a lua tot potențialul de piață, ca anume cu lactul pozitiv. Ce se întâmplă? Noi deschidem bani de aici, conform legii. Conform regulilor, da, ce-o ajunge impulsul nostru, spune noi, înțelegem așa teoretic, ajunge la nivelul nostru de rezistență, la un nivel puternic. Și noi știm că a fost o mișcare identică oscilatorie, a fost o mișcare puternică, un impuls și avem nevoie de corecție. Noi aici avem posibilitatea ce să facem. Simplu, să închidem bani, da, în profitul care îl avem. Sau avem posibilitatea ce să închidem sau. Păstrăm bani pe piață activ. Ce se întâmplă aici? De exemplu, de aici, până aici, profitul e de $1000. Ce se întâmplă aici? Sălul nostru începe corecția.
Așa, ce se întâmplă în cazul nostru? Sălu, de un cazul nostru aici, pe baie s-am 800 și pe sală s-am plus 200. Asta este una din modalități de tradițional corect, cel mai efectiv. Ce facem noi aici? Așteptăm când într-adevăr spunește impulsul nostru crescător, iarăși o confirmare, pentru că iarăși teoretic sună foarte frumos, dar practic trebuie să fim foarte atenți, o confirmare și noi aici, când într-adevăr se începe un nou impuls, după un indicator, după strân, după nivel și mai departe, închidem sălul profitul care este, sau sunt cazuri care am închis în minus, în 0 sau în minus pe coț, și putem folosi metoda adăugării. Dar asta deja e altă metodă. Anume că metoda dată este metoda pozitivă la actului, că noi avem o tranzacție profitabilă. În final, dacă eu le închid pe amândouă, eu tot timpul am 1000 dolari. Da? Adică eu ne-am impus în actul profitul meu, nu pierderea mea, dar profitul meu în cazul nostru. Da? Adică eu când am ajuns în situația dată, pe sală era plus 200, pe bai 800. În sumate, toți sunt niște 1000 dolari care eu puteam să-i documentez de dată. Ce câștig eu aici? Câștig numărul de loturi, fac, tranzacționez și în corecții, și după care pot, am posibilitatea să folosesc metoda adăugării. Adică aici, iarăși când am posibilitatea, pot să-mi deschid domani. Și când prețul înapoi se face, iarăși deschid sălul. Și prin toate mișcarea de piață. Aici, problema care? Răbdare. Da? Răbdare. Și activitate. Și activitate, da. Este o, mai mult spune, trebuie de urmărit fizic, pentru că aici nu putem pune ordine mânate sau stoplote, cum așa mai departe. Dar este o posibilitate foarte bună. De exemplu, dacă sunt trader, care mare parte au în fața calculatorului, da? Eu văd una din cele mai bune posibilități. E tot potențialul pieței, absolut tot. Adică aici nu ai numărul ăla și nimic în piață. Este o strategie destul de bună. Și în cazul dat, cum a menționat domnul Cristian, când deschidem baiul ăsta, sălul ăsta, noi îl închidem. Da, aici îl închidem. Adică când în momentul când în mai, mai intrăm într-o tranzacție de bani, asta se primește, închidem problema, sălul și... Ia, e două cătare. Problema este răbdare și momentul ăsta. E identificat când este corect. Da, și deja independență de trader, fiecare îl vede în felul său. Ceva cu indicator, ceva cu nivel, ceva și mai departe. Dar lucrează foarte bine, mi-a spus și strategia, da. Eu am încercat-o, ele au profundat fiecare dată mers bine, doar că trebuie, cum a spunea, timp, un pic de răbdare și cât de mult practic. Cât de mult practic, trebuie să încercați. Să încercați când ați făcut dacă eu am spus că domnul Mihai, de fapt, uneori sunt situații când avem careva dubii. Să schidem un bai sau nu? Să schidem un sel sau nu, da? Ce vă pun să schidem cu zilul? Noi dacă suntem la început de lună, da. Prima fiecare sfârșit de lună se extragem, la început de lună noi putem să deschidem pe termen lung candelii, să facem metoda adăugării, dar pe termen scurt, noi e atunci o tranzacție mici, de o zi, de două, de trei. Este tot o metodă de... și mergem într-un fel în paralel. Da. Este metodă de gestionare care noi am pus la jumătate asta. Două tipuri de tranzacții. Cine tranzacționează pe termen lung? Deci, nu e o mai mult. Da, și eu tot sunt o persoană care încep să mă adaptez la termen lung, adică nu pot spune firmă, sunt persoană, un trader care trebuie să termen lung. Este o metodă, și de asta am citit despre ea, traderii tot timpul se bazează pe termen scurt. Dar ce se întâmplă pe termen scurt pe piață? În timp de chiar și ca și urmă vorbim, da? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Cum se numește? Ce se numește? Chiar și la cap cum e? Cum se numește figură, da? Tretesc, da? Dar în baza la ce este format? Este, spunem, o manipulare a pieței, da? Pe perioade scurte de timp, investitorii mari, băncile mari, ei pot, au posibilitatea de a modifica piața, de a manipula piața, da? În spunem așa, lectură spune zbivanea stop-loss-ul, da? Zbivanea stop-loss-ului, spunem așa, pe piață sunt rechini și e alungă pe șorii mici, traderași începători și ei merg mai departe, dezbat pozitiv de sel și pe care cumpără, vând ei la preț mai scump. Adică, în perioade scurte sunt foarte multe, spun nu manipulări, dar stimulări a pieței. De ce noi, în perioade scurte, uneori spune e mult mai greu de tranzacționat. În perioade lungi e foarte ușor de tranzacționat, când trendul stabilește, da, nu la practic, la două lecturi, dacă e greu să funcționează trendul ca așa, înțeleați în B, că acolo e simplu, acolo e crescător sau e descrescător, da? De ce eu tot timpul recomand, iarăși, diversificare. Nimic nu ne încurc și noi să schimbăm o tranzacție, dar iarăși te depinde de noi, te depinde de trebuie să întărim, să încălim ca trader, să schimbăm o tranzacție pe termen scurt, pe termen lung, din dele, rătându-ne în dele, tot poate cu un volum micuț să încercați acasă, încercați cu un volum mic pe care te crește treptat, cu 0.1, 0.2, de termen lung, care zăpuneți așa ca obiectiv, să nu închid.
Numai, de exemplu, dacă chiar într-adevăr trendul din Delhi schimbă acolo, dar trendul Delhi nu schimbă așa ușor cum mi pare nou. Dacă el e crescător, atunci durează mult. Și uneori, un 0-1, dar pe perioadă lungă e mult mai eficient ca un lot pe perioadă scurt. Sau cu 10 loturi, da? Pentru că chiar și australianul și eu am avut niște trenduri foarte lungi, dacă se va schimba, iarăși noi spendem niște mișcări de la plafon, da? O tranzacție pe termen lung, nu? Și deja pe termen scurt, dumneavoastră, fiindcă eu personal nu ar fi ce ați spus în 100% trader pe termen lung, dar de timp, eu nu pot să-mi schimb tranzacție pe fiecare zi. Măcar felul ce faci, dar pe demonul pot, că dau unul interesant, dar pe real trebuie să schimb măcar una, cu 0-1. De ce? Tot timpul aveți, ca și un om de afaceri, aveți acolo undeva un plan B. Tot timpul țineți acolo de dinioară. Termen lung, asta este deja asigurarea dumneavoastră. De exemplu, dacă ați luat un stop loss pe termen scurt, de la să știți pe termen lung, eu am un profit mai mare. Ar fi ușor, de exemplu, dar de a putea deschide tranzacția să o scundem din istorie, din activi, să o punem așa departe, să o bat de linie. Ar fi mult mai ușor, da? Dar folosesc metoda dată, tot îi spunem așa, tranzacționarea pe termen lung, 6. Luăm o strategie de tranzacționare cu mai puțin risc. Într-adevăr, este o strategie de tranzacționare cu mai puțin risc. Este clar momentul ăla? Da. Dacă am ajuns la daily, ce se poate întâmpla, nu știu, la noi în următoarea lună, următoarea 2-3 luni, cu schimbi trendul din daily? Sau nu o să schimbi de grav? Eu sunt de părere acum că, într-adevăr, dacă ne-ați cunoașteți, prețurile la perechi direct și indirect au ajuns la niveluri puternice istorice, cei da. Ori de crescători, sfârșitori de descrescători. Noi ce avem nevoie ca să vedem, într-adevăr, să schimbi trendul? O figură. Da? Avem nevoie de o figură care să ne schimbe nouă tendințe. Nu poate schimbi un trend fără o figură. Da? Parcă, știți cum, traderul cum e, dacă are nevoie, el le sucinește. Le vede acolo cap, cum e, parcă el e cam... Da, e clasic. Da. Adică când ai nevoie, dacă a trecut prin tapas, dacă când ai nevoie, nu-i de unde, parcă e de unde. Așa, parcă da, dar când a fost pandemia, acum în martie, a fost... Cădere da. Bruscă sau s-a ridicat în sus, fără dificultate. Nu, asta este o situație, o criză, un fost major, care el se, nu aparte în toată tehnica, adică nu lucra după tehnică. Adică fără figură, aici a fost un fundamental. Acum, dacă ne orientăm după tehnică, așteptăm, dacă dolarul se va întări termen scurs sau termen lung, se va forma un trend deja descrescător, cu etate, direcție, direcție, direcție. Și parcă se formează. Cei ca și eu parcă observăm acolo un cap cum e reversat, da? Cine observă, da? Pe eu sunt de cad pe arcă, acolo, pe au întâi se formează un vârf triplu, eu obișnuit, da, de fapt, pe patru, dar nu știu patru vreau făcut. Încă sunt parcă ceva aluzii, că într-adevăr se poate schimbă de minți. Dar noi știm, noi suntem trader, suntem, cum așa, zbrani. Simplu, chiar și figura dată, inversat, inversat. Noi tot timpul avem nevoie de străbaterea asta. Chiar dacă aici noi suntem singuri, pentru că sunt persoane care eu personal îi ajut să iasă de la taulată, da? Eu tot timpul ziceam, dacă așa am fost așa de situație, noi nu ieșim aici de la nici într-un caz. Noi de la să ieșim, e că aici, când îmi spunea să a doilea epoc. Da? Adică eu vă spun cu certitudine că piața s-a schimbat, trendul s-a schimbat, nu aici, nu aici, dar după ce să fie un impuls, o corecție și a doilea impuls, ca eu să am două minime, două maxime, ca să pot numi să fie un trend. Descrescător sau descrescător. Noi ca și ne orientăm la străbatere, da? Pe perioadă scurtă. În perioada lungă, eu mă orientez încă aici. Cea mai sigură intrare aici. Ok? Mergem mai departe. N-am vorbit de metodele... Întrebări sunt, domnul Mihai, ne-a străbat. Am vrut să întreb, adică, de exemplu, cum a spus Mărușor. Da. Cum a fost, de exemplu, practic toate tranzacțiile, da? Din cauza crizei. Da. Adică am putea să facem pe perioada lungă, ceva pozitiv. Am intrat în prima lună, de exemplu, da? Dacă puteți așa, e ca marta de față, dăm o primă. E greu. Eu teoretic sună frumos, e foarte... Adică noi suntem realiști, suntem trader și suntem toți de-a noastră, adică este greu psihologic să menținem un lacăt pozitiv. Da, te deprinzi, cunosc o perioadă, parcă altfel te acordezi, dar prima perioadă, vedeți, primul tranzacție în care ați schis lacăt pozitiv, la final ne-am închis trendul până ca să închid și baie și solul minus, nu știu, ceva nu ne știu. E ca psihologic, dar așa, antrenament, mai mult experiență, și cu volumii cu la început, dacă vă teme să trați tranzacții. Ați scris cu 0-1, s-o primit, scrieți cu 0-2, s-o primit, 0-3, scrieți 2 cu 0-3, s-o primit, și așa mai departe, crește, să nu tot timp trebuie să crește. Păi se întrebă, nu știu. Încă o metodă, avem metoda medierii. Cine folosește metoda medierii?
Eu am văzut mintea la mediere în ziua de zi cu zi, că mai am careva spre afaceri de sigur ieri. Eu Bitcoin comercializez brad. Noi ne ducem în curs în Cătifa Partenere, ne ducem brad în Moldova, brad important, nu de și am folosit anul ăsta după mintea la mediere și am mers foarte bine chiar în afacere obișnuită. Ce am făcut noi? Ce acum spune și în tradiționare. Noi, la noi Republica Moldova, poate ce am cunoaște, brad se duc din două curse, se duce din Danemarca până pe 25, după 25 se duce la noi. Românii se putea scăciu și vor brad în mine. Ce se întâmplă la noi? La noștri aduc un stoc de marfă, de braț, până 25, după 25 trimit camioanele în România și vin acasă și braț. Ce au făcut anul ăsta? Anul 2020, românii tot nu-s băieți proști, au adus mai puțin și braț, adică s-au asigurat riscurile și întrebările care s-au cu mai puțin stoc. Ce s-a întâmplat la noi? Noi tot am adus braț din Danemarca, funcționăm cu colaborarea acolo cu danezii. Am adus braț, am adus tot așa, mai puțin ca anul trecut. Ce am făcut noi? Eu cunoșteam informația ce se întâmplă la nivel național cu bradul, cât de braț se duce. Știam că erau trimis 3 camioane în România, una în București, Iași și Cluj după braț. La orele 12 am spus că apel că două camioane vin cu alea și unul vine pe jumate. Eu ce fac atunci? Sunt un coleg care este un concurent, știind că avem mulți brați la Danemarca și am spus că eu îți cumpăr cât tu poți să-mi vin, tăți brați. El nu știe informația că camioanele vin acasă cu alea, știi că vin toate încărcate cu brață, să fie mult brad în Republica Moldova, așa să fie greu de vedut. El, eu având informația, am folosit metoda dată ca metoda mediere. Eu având cheltuieli, având brad în stoc, eu am mai cumpărat în dusul cu, să spun așa, o jumătate de camioane din brad, da? Cu cantitate X de brad. Și eu am folosit metoda mediere. Și în final, eu am câștigat, de ce? Fiind eu aveam de ținem informații și am folosit metoda dată. Cum piață folosește, e foarte ușor, folosește la lapte. Deci am acționat la știri. Da, am tranzacționat la știri. Nu, dar tranzacționarea, eu nu știu, deja având experiență aproape 2 ani zile, deja o folosesc în tot, și în relații, cu familia, cu tăți, prietenii, cu o cap cu cum merge și duc în vârf, tăt, adică eu pun zi, te cu zi și cu creață. Așa, ce se întâmplă aici? Metoda mediere. Avem lacuri, de exemplu, avem bai, iar și situații, bai, dusă jos, s-am pus să. Prețul merge jos, deja cum ieșim de la dumneavoastră, cunoașteți. Aici noi ce facem? Dar dumneavoastră cât cunoașteți, da? La orice posibilitate noi deschidem tranzacții de carte. De bani. De bani. Așa. Ce ne permite asta? Pentru că sunt situații, dacă ați întâlnit lactul, nu tot timpul prețul nostru de aici, prețul ajunge la baiul nostru, să fie în zero. Este așa situație, da? Ce v-ați întâlnit? Adică nu ajunge el tot timpul aici. Și a fost situație cu petrolul. Asta primăvară, când căzătura aceea, după care a fost o corecție și a făcut undeva aproximativ 50% din mișcare de țăr. Adică încă în luna martie încă asta a fost. Da? Prima cea căzătură, când a început să fie 100 de bine machină era atunci. Nu martie, ianuarie, februarie. Așa. Ce s-a întâmplat atunci? A fost un impuls putere, după care corecție și mai departe de impuls. Impulsul a făcut peste 50%, ceva 50-50 ceva de procente. Cine a folosit metoda mediere și am un prieten care a folosit metoda mediere de jos și a folosit ca o metoda mediere pozitivă, adică n-a închis sălui, da? După care el a ajuns la jumătate și a închis tranzacția și a putut ieși. Dacă nu ieși atunci, cred că și acum era la. Adică metoda mediere, dați vă cunoaște cu siguranță, iarăși prețul în practic cât mai mult, intrați intenționat pe piață cu așa intenție de a folosi metoda mediere, de a intra în lacăt micuți, lacăt 10, 20 de puncte, 30 de puncte, volum mic și testați, tot timpul testați, încercați cum e în piață. Bine? Așa. Domnul Cornel, mai spuneți o metodă? Nu, asta și ne permite nouă orice. În cazurilitate, noi să fim, ca și în restul cazurilor, să ne păstrăm activitatea sa de trader, deoarece sunt uneori lacăte care pe noi, oarecare măsură, pot să ne afecteze. Dar asta tot ține de depozitele noastre. Asta și evident ceea ce am discutat anterior, că noi permanent trebuie să privim riscul prin prisma mărimii depozitului. Cât este mai profesional contul nostru, cât el este mai mare, cu atât el este mai sigur și noi ne simțăm cu atât mai bine. Mai mult ca atât și însăși partenerul nostru de afaceri, brokerul pe Leon, nu ne permite astfel de lucruri, vine nou în întâmpinare cu diferite parteneriate. Ce ține de double hit sau, în cazul nostru, ca o metodă
de păstrare a de control riscurilor, asta ce este pentru noi început, adică pentru traderii începători. Deci ce așa de cont asigurat. Cont asigurat. Da, și cum? Emoțiile sunt mai mici sau... Sunt alte. Ești asigurat, știi, ești mai rezistent. Oricum aveți emoții. Eu n-am beneficiat niciodată de cont asigurat, nu era cu 2 ani în urmă, dar oricum nu poți scoți din oameni emoțiile și frica inițială chiar și cont asigurat. Dacă îi spui, da, vrei și vrei că acum ești cont asigurat, ești asigurat, îmi veniți să faci cu dragul, să-și fac cum să blot. Da? Oricum este frică, oricum se teme, se întâmplă piață, oricum sunt momentele date. Deci, nu știu, deci ești întrebarea noastră problema, cum se închide emoțiile date. Așa mai elaborat, am spus programul dat și asta e lecții de SIP deja, care să beneficieze pe viitor, apropo, persoane care să fie înregistrate la Masterclass-ul dat, să aibă și reducere. Și așa cum am spus, cont asigurat, este una din posibilități care ajung vă riscul, vă minimizează la zero. Da? Simt sincer, el lucrează foarte bine, cont asigurat, dar sunt careva momente unde traderi își blochează și aici. Da? Noi cont asigurat, cont asigurat, de exemplu, vă asigurați mașina, da? De asta nu vă asigurați mașina că să luați stâlcul, da? Vă asigurați mașina pentru că fiți dumneavoastră liniștit în caz dacă ceva se întâmplă, dumneavoastră îți asigurat. Și așa trader, el se asigură nu din cauza că vreți să ducă în minus sau vreți să ducă cheltuieli de bani în companie, să pui cu să blochezi companie, dar din cauza că el vrea să sunt mai liniștit. Și întrebarea noastră este cum noi putem să ne simțim mai bine în piață, mai confortabil în piață. Da? Asta vine cu timp. Da. Da. Eu am înțeles, dar cred că dacă noi am intrat în ăla, de exemplu, da. Și se schimba tendința, da? Și din jos, un lot, noi în lacă suntem, da? Cu o diferență pe lumii, da, sau 50 de puncte, da? Da. Și că tare mediere, asta înseamnă că noi cu un lot tot deschidem sus. Iarăși, nu recomand cu un lot. Dacă eu tot timpul lucrez cu jumătate, dacă sunt lacă cu un lot sau două, lucrez cu jumătate de volum. Pentru că eu mă simt mai comod așa, adică și dacă când iarăși mă puteți de îngrijit data asta și iarăși intrăm în lac. Da? Adică tot timpul într-o cu efectul de damidie. Ce se întâmplă cu damidie? A fost o figură, spre exemplu, a fost răbatere, deja merge cu impuls, corecție, și eu aici am semnal, am, spune așa, aprobare sau iarăși. Băi, mă simt o casă rată, strategie nerată, că e intrare de bani. Da? Eu aici schimb bani. Bani. 0,3, 0,5, cât doriți dumneavoastră, 0,5. Prețul meu a crescut, da? Iarăși aștept o confirmare corect, de exemplu, formează trendul crescător. Iar încă cu 0,5. Prescune, mai faci un impuls, se întoarce înapoi, formează o cavă, vârf două lege. Eu aș două linkin, linkin. Dacă, de exemplu, am ajuns până la banii meu și însumate, poți să este lacă, bine, dacă nu, le-am închis, de exemplu, mergem mai departe, stau mai departe la lacă. Adică noi putem ideea. Eu ce recomand aici, deja tot timp când folosim, dacă suntem în lacă și folosim metoda adăugării, metoda mediere, ca și în lactul care am vorbit, tot timp folosim stop loss-ul. Deci e una unică obligație, eu tot timp spun stop loss-ul. De ce? M-a spus, ați menționat că ați menționat foarte bine, putem mări dintr-o problemă să facem una mai mare. Vrem să facem bine, dar facem mai mare, facem carte, da? De ce aici tot timp stop loss-ul? La este 0,5 și chiar și aici când vine sell, da? Sell, pune stop loss obligatoriu, pentru că ajungi în situația că poți să faci mai rău decât bine să faci, da? Deci, tot timpul, asigurați-vă, a este, sell-ul este. Și intrați cu volumă mic, asta se întâmplă mai bine pe piață. Evident, dacă și depozitul, sunt cazuri că și depozitul nu permite să stai volumă mare, dar este așa o situație, este așa o posibilitate. Încet, sunt descurcați. Știți, eu tot timpul, dacă ceva îți scârșit vreodată, o set cu de-asta, de la descuit, da? Da? Acolo, dacă te nervezi și ai emoții și acolo nu faci nimic, acolo poți să stai cu zi dragă și să nu-ți faci. Dar dacă te pui așa, te pui pe scaunel și așa extrage de ceva mișele, pe final, în jumătate de ori, te-ți curcat. Așa și aici. Da? Deci trebuie calm, liniștit, cu volum micuț, nu tragi tare de altă șeie cu sorui sau așa. Și așa și oare, și așa și aici eu aș adăuga la așa o metodă, eu cu șase... Până așteptam. Este, domnul, cum spus așa o frasă, că eu tot consider o problemă, pentru că noi nu trebuie să ținem posibilitatea de a deschide un cont profesional, corect? Deschide un cont profesional, asta e de la 50.000, 20.000, 100.000, da? Cum, pentru că eu tot am întâmplat prima dată, cum noi putem dintr-un cont micuț să facem, să-l gestionăm ca un cont real, să simțim liber, ca un cont profesional, cu un cont micuț? Cum să ne simțim noi? Cum să trecem etapa asta?
Și eu am găsit posibilitatea dată cu volume micuți, cu metode de adăugare, metode medie. Și lucrează foarte bine. Dar principalul să avem răbdarea asta și să avem spune-le cum e în prima perioadă. Fiindcă, de ce dumneavoastră, ca așa spus, motivația? Da? Noi, dacă, de exemplu, scriem un cont de 5.000, 10.000 și noi scriem tranzacții cu 0.5, 0.1, 0.2, noi nu avem motivație. Nu avem motivație. Într-adevăr și este. Noi așteptările noastre sunt mult mai mari, planul noastră sunt mult mai mari. Domnul Cornel a spus foarte bine, pe termen lung, eu n-am crezut că eu am început, de exemplu, din asta trecută în curs de pregătire și tranzacțiile cu un lot, cu două loturi, cu trei loturi. Că așa, vrei mai mult, dar din experiența mea, deja din 1 octombrie, testez strategia asta cu volumea micuți, pe termen lung, rezultatul e mult mai mare decât rezultatul celălalt cu un lot, cu două loturi. Ce se întâmplă aici? Ce faci trader? Schimbi tranzacții. Da? Ține tranzacții, dar lui are tranzacții, de regulă și prima perioadă ce fac credere. Închid tranzacții, profit micuț. Dar top loss îl pun 5%, cum spus Cristian. Ce se întâmplă? Chiar recent am un top trader care lucrează pe contul companiei, avea 20 de tranzacții, 16 take profituri, un raport, spunem așa, foarte bun și 4 stop loss. Pe cont, minus 2000. El ar duce. Ce face? Tranzacțiile închidea în 10-15 puncte, maxim 10-15 puncte. Top loss, fix 50 puncte. După regulă. Da? De ce eu uneori spun că când noi toți cunoaștem istoria tranzacțiilor noastre, avem merge take profit, astea și când pop vreo 3-4 stop loss. Și în lunar, parcă te uiți, da, lucrul este, dar parcă ceva nu-i bine. Când începeți tranzacționați după strategie bine pus la punct și cu așa cu 0.2, 0.3 și pe etape și folosim mult metoda de adăugări. Adăugări este o metodă foarte bună. O folosiți des, observați pe termen lung, dumneavoastră aveți un rezultat mult mai mare și îndepliniți planul mult mai repede ca metoda asta. Și folosiți tranzacțiile nu pe perioadă scurtă, dar pe perioadă medie. Lungă n-aș spune, pentru că e greu să ajungi la lungă, trebuie să ai răbdare asta, dar o perioadă medie și scurt de timp ajută, într-adevăr, este 0.1, 0.2, ele se acumulează. Bine, da, domnule. Ca finalitate de pe ca finalitate. Volumul mic asta nu înseamnă venitul mic. Volumul mic nu îmi permite să fim activi, dar anume randamentul este că suntem activi cu un volum mic și într-o oarecare măsură inactiv cu un volum mare, nu ne permite ca în final uneori chiar cu 0.1 să depășim. Să depășim veniturile cu care le facem cu un lot. Ca de exemplu, când luăm stop loss-ul, știm că luăm tot, așa cum scrie în carte, dacă e pus după regulă, 5%. Iată ca în cazul ăsta descris. Dar cu 0.1 vă dați seama că noi ne simțim mult mai confortabil. Dar asta tot depinde deja de propria decizie. Noi facem o recomandare, dăm careva sfaturi. În cazul metodei adăugării, iată ca în cazul... Da. Smart-trade. În cazul, da, discutând o tranzacție de bani. Asta la fel noi putem să o folosim ca o metodă. Da. Putem să folosim și așa o metodă pentru a ne controla riscurile și de a lua practic tot potențialul unui impuls. Stabilind un moment potrivit de intrare, de fel de a prindem un impuls, așa spunem eu, aș menționa din nascare, știți cum, din apariția. Adică deschidem tranzacția de bai, nu vrem să intrăm în lac. Nu am fixat profitul. Este deoarece noi știm, suntem siguri că tendința e la noi crescătoare și prețul își va continua această tendință. În cazul dat, nu intru nici în lac, nici în pozitiv. Aici folosesc metoda adăugării. Da, ce fac eu în continuare? În cazul când la noi apare astfel de situații, adică orice moment de intrare în tranzacții de buy care corespunde trendului nostru, doar noi toți știm că trendul este cel mai bun prieten al nostru. Cât noi respectăm prietenia cu dânsul, noi suntem, ne simțăm în siguranță.
În cazul când apare astfel de situații și noi putem, noi ne putem controla riscurile și să luăm maxim profit din acest impuls, cum? Lăsăm stop loss-ul pozitiv. Stop loss. S-a urcat, a făcut stop loss. Permanent, iar respectând astfel de strategii, noi putem ce? Noi riscăm permanent cu o singură tranzacție. Atingând intrând într-o tranzacție de adăugare, adică prin noi plasăm stop loss-ul pozitiv. Chiar dacă el urcă, se duce în jos, la noi rămâne un profit răspunzător. Fix ca și în cazul ăsta. Pe urmă, am vedere că când deschidem tranzacția dată, stop loss-ul ăsta alutăm aici. Deschidem tranzacția dată, stop loss-ul alutăm în poziția dată. În cazul când, chiar dacă s-ar schimba tendința, noi ce facem? Noi riscăm permanent cu o singură tranzacție, ultima. Dar profiturile de pe buyer-ul iese, credeți-mă, pe mine ar fi mult mai interesant decât minusul care noi să-l putem, chiar dacă îl prindem puțin mai întârziat, adică ieșirea, stabilim o ieșire mai întârziată, să închidem buyer-ul ăsta într-un minus, așa să zicem, de 200 de dolari, ca exemplu, 20 de puncte. Deoarece noi cu toți știm că piața Forex, care eu adică, aș recomanda-o pentru etapa, adică de start a unui trader, ea este o etapă, care, adică o piață care nu permite chiar să luăm niște decizii, ne dă posibilitatea un timp mai îndelungat să luăm careva decizii. Ceea ce nu ne-ar permite să facem de piață, piață pe altă piață. Metoda dată e foarte bună și că așa noi mai mult am accent pe metoda dată, metoda adăugării și metoda, în cazul cum metoda adăugării. Noi astfel noi am spus că dată grupă lecții intensive, unde noi să discutăm cu, să spunem cum să înăjurăm emoțiile și anume avem strategie în care ea permite să identificăm punctele acestea de intrare pe piață. Condiția care este, trebuie să avem încredere în strategie. Adică trebuie, în general, orice strategie care vezi noastră, până traderul nu are încredere în strategia lui, da? Până și traderul are încredere în sine, el nu are succes pe piață. Eu m-am convins pe etapa mea, pe mine, așa, nu are chiar de sol. Deci, odată ce ai careva dubii, în creierașul ăsta nostru, sunt careva dubii că noi, da, că noi nu suntem buni traderi, că noi, cum am văzut recent, nu putem ghici piața, da? Asta sunt niște virus care în capul nostru el intră și nu ne ajută nicăieri. Ca să depășim etapa asta, tot timpul recomand traderilor să desene pe platformă. Da? Indicați să gestionați ne aduc prietul, desenați platformă, jucați pe platformă și când ați zis că s-a diferit programul ăsta noastră, ați vă cu emoții pozitive ați vă plet și ați zis că, într-adevăr, aveți dreptate și să prindeți încredere din noastră. Pentru că așa este creat om. Trebuie să aibă încredere în sine ca să aibă succes. Acum, noi mai avem careva, spunem așa, nu cu surpriză, dar niște noutăți bune pe dumneavoastră, pentru că dacă totuși ați bruniți și doar că ați întărit, compania noastră, domnul Gen a spus că în felul următor, persoane care vor să tranzacționeze pe cont real, care se ocupă acum la dumnealui, a să ofere un bonus de 100% la orice suplinire. Adică domnul Gen nu-și a deschisă, vă apropieți, domnul a spus că face o surpriză pentru dumneavoastră, totuși o vință afară și o să fie așa la atmosferă, să fie gata să facă așa un cadou. Adică aveți posibilitatea, da. Întrebări la tema de astăzi este? Vreau să deschid cu 5.000, 100% la orice suplinire. Adică 100% la orice suplinire. Nu, este bonus. Adică el fără nu e double hit, double hit este un produs care tot este asemănător cu bonus, doar că double hit-ul are careva condiții, 6 luni puteți face extragere și trebuie să faci 1.300 de loturi. La bonus trebuie să faci, termenul nu este limitat și trebuie să faci pe fiecare mie care vă pornă companie 100 de loturi. El este mult mai leger și puteți să faci extragere chiar și în prima zi și așa mai departe. Este clar, uite? Nu, asta deja dumneavoastră vă gândiți, asta așa vă spune ca, un mic, ca un nou anunț. Întrebări la tema de astăzi, întrebări la tema de Iacob. Am 50 și am 30, poate tranzacționat. Aici am vorbit, termenul. Tranzacționat pe 50 și am 30 este o, spunem așa, nu este rău, adică asta nu înseamnă că nu trebuie tranzacționat, e tranzacționat, asigurați cu tranzacționat. E scurt, 50 și am 30.
în ce spuneți, este un termen scurt și este imprevizibil. Este în perioada scurtă, este mai riscant ca perioada lungă. Asta este concluzia. Contrariu nu v-ați puteți tranzacționați. Eu aș face felul următor, aș deține careva tranzacții de daily, aș 4, care este o perioadă mai lungă și în care aș 1, aș fixui, cum să spunem, sau m-aș juca, fac rol. Eu de asta înțeleg cam, cam ca și mine, nu puteți să mă trați pe piață, fiecare să așa. E așa să trate. Eu, trader, așa, e majoritatea așa, mai ales la început, știți, vă mănânc pană. Chiar să vedem asta, să mă ales, a, cum chiar, când era mișcarea dată, aveam o lecție, și era o stagiară, domnișoară care îți transunează, îți dorește de vin și acum să în cear. Și era mișcarea aceștia, tot să pierzi pe e-mail ceva clipa, să o prie pas, gândi așa, adică aveai dorit să ții tranzacții. Și acum trebuie să avem mai toți, când noi suntem trader, trebuie să ții tranzacții. Ok, întrebări la tema de astăzi, profesor? Ok, asta e o să prinde bine tema de astăzi. Să prinde bine. Noi ne bucurăm că asta este scopul masterclass-ului de astăzi și scopul masterclass-ului în general. Să vă ajutăm din asta, așa că în încetănare scriți acolo la CDM-a să mi doriți să abordăm la masterclass-ul viitoare. Scriți o temă, că ne ajutați foarte mult. Noi tema de data asta, am luat-o din chestionarele date, am vrut la dacă trebuie și am vrut ce s-au întâmplat de noastră. Cum îți mișorez riscul? Asta e. Și să nu uitați toți noi trecem prin aceleași emoții. Fiecare individual, unul mai pronunțat le are, altul mai puțin pronunțat, da, într-o oarecare măsură. Dar aici și în emoțiile noastre, la fel, există riscul. Așa. Asta e. Și persoanele deja care sunt interesate de lecții intensive, ele urmează, care sunt interesate, contactați mânușul noastră, el să facă legătură cu noi și atunci să putem mai detaliat planul lecțiilor intensive, deja să nu pierdem, nu, deja poate ceva nu e cu interesat, să pierdem timpul. Adică persoane care sunt interesate, sunați managerii noastre, spuneți că la mai acasă am vorbit de un lecție intensivă. Deja noi avem lista persoane care sunt mai acasă să se beneficieze de reducere și ați face legătura, să facem planul și așa mai departe. Dacă întrebări nu mai sunt, noi vă mulțumim de atenție și vă așteptăm la următorul masterclass.